Hei, salut! Bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi vorbim despre pompa de insulină. De mai bine de un an și jumătate sunt posesoare a pompei de insulină. Asta presupune că am trecut de la injecții pe acest device. Device despre care am tot vorbit, device despre care v-am povestit în mai multe videouri. Apropo, aveți încă sutea de descriere a acestui video, listă întreagă cu alte materiale legate de pompa de insulină, sperând că vă va răspunde la toate curiozitățile legate de ea. Prin urmare, astăzi vorbim tot despre pompa de insulină, dar dintr-o perspectivă ușor mai pesimistă, în sensul că urmează să vă povestesc despre un eveniment mai nefericit, un accident cu pompa de insulină, pentru că tot am lăudat-o și pe bună dreptate v-am zis că de minunată este pompa de insulină. Astăzi vreau să schimb cumva perspectiva către partea aia neplăcută, către ce se poate întâmpla rău, să vă zic ce am pățit eu și sper ca din experiența mea să învățați și voi. Bineînțeles că primează lista de lucruri absolut minunate pe care pompa de insulină poate să le facă. Indiferent de marca ei, de brand, o pompă de insulină, din punctul meu de vedere, este mult mai bună decât multiple injecții pe zi. Vă zic eu pentru că am glicemii mai bune, mai stabile, am o viață mai flexibilă, mănânc mai mult, mănânc mai des, fac sport și viața mea, clar, s-a îmbunătățit în urma tratamentului cu pompa de insulină. Însă, ar fi nedrept din partea mea să nu vă povestesc și lucrurile mai nefericite. Pentru că recent am pățit următorul episod, gata. Bun, întâmplarea face că eram într-o zi de vacanță, plecasem la munte cu ai mei și toată seara glicemia mea începea să crească. Deși nu mâncasem nimic haotic, deși îmi făcusem insulina corespunzător, îmi făcusem chiar și o corecție, bineînțeles că nu se întâmpla nimic și glicemia mea creștea și creștea și creștea și creștea. Și am stat cu glicemia de 400, cred că aproape 24 de ore, în contextul în care făceam foarte multe corecții și la un moment dat eram, verificasem setările pompei, verificasem tubul, verificasem tot ce consideram eu că se poate verifica și nu găseam nicio chestie care să-mi indice cumva unde ar fi problema. Începusem să fac corecții cu penul, scădea de la 400 la 350, după care iar 400, 400, 400 și intram în panică pentru că dacă stai foarte mult pe glicemii de genul ăsta, face comă. Și ca să nu lungesc foarte mult povestea, am reușit să-mi dau seama de problemă în momentul în care am înlocuit cateterul, pentru că ce se întâmplase? Când am inserat cateterul cu inserterul, acul respectiv nu a fost introdus bine și s-a îndoit în piele. Nu aveam cum să văd lucrul ăsta, dar s-a întâmplat și practic insulina nu mai putea să pătrundă în organism. Practic eu am stat fără insulină aproape 24 de ore, fără insulină bazală, ceea ce a fost absolut horror. În momentul în care am dezlipit cateterul din piele, am văzut că acul respectiv era la 90 de grade, adică clar era ceva care nu funcționa bine. Și ăsta este singurul accident pe care eu l-am pățit cu pompa de insulină și consider că trebuie să vă povestesc despre el, pentru că se întâmplă și astfel de lucruri neplăcute, astfel de accidente și ar trebui să vorbim deschis despre lucrurile astea. Deci, practic, povestea în sine nu e cine știe ce, se inserase greșit. Dacă aș putea să vă dau un sfat ca să evitați asemenea situații, ar fi ca după ce inserați cu inserterul cateterul, să apăsați un pic pe partea aia de plastic albastru, înainte de a scoate acul, ca să vă asigurați că a intrat corect în piele. Asta e tot ce pot eu să vă ofer aici ca sfat și să aveți grijă că în momentul în care vedeți că ale voastre glicemii persistă și sunt inexplicabil mari pentru mult timp, clar ceva nu funcționează bine la pompă. Primul lucru, verificați dacă insulina bazală este livrată din setările pompei, verificați local pe cateter, verificați dacă miroase insulină, dacă cumva s-a umflat pielea, dacă ceva nu funcționează și în cele din urmă clar înlocuiți setul de infuzie. Pur și simplu dezlipiți cateterul și inserați un altul. Cam asta e povestea mea cu pompa de insulină, cam asta e singurul accident pe care l-am avut până acum cu acest device. În afară de asta n-am pățit nimic, deci nu am nimic să-i reproșez. Totuși am considerat necesar să documentez și aspectele astea care se pot întâmpla. Dacă vedeți și voi că persistă glicemii mari, inexplicabil, nu stați așa, schimbați cateterul, schimbați insulina dinăuntru, poate să fie alterată și multe alte lucruri locale care nu merg bine. Puteți aveți glicemii mari, dacă sunt multe bule de aer, dacă pe furtun, pe fir, observați la fel multe bule, clar duc către o glicemie mai mare, pentru că în loc să intre insulină, intră aer. Asta ar mai fi așa o mică parte negativă,
o mică greșeală, un mic accident pe care îl mai întâlnesc din când în când, să fie bule de aer blocate pe furtun. Ce fac eu este să deconectez cateterul din piele și pur și simplu să bolusez în gol câteva unități până ce urmăresc bula de aer să fie ieșit pe partea asta. Asta ar mai fi o parte neplăcută la pompa de insulină, dar în afară de asta n-am avut experiențe neplăcute și cam asta e. Cam asta e story time-ul meu cu accidentul legat de pompa de insulină. În continuare, e un device extraordinar pe care îl iubesc și nu m-aș întoarce, sincer, prea curând la injecții. Super! Eu mă opresc aici. Asta a fost story time-ul meu, what can go wrong. Important e să fim pregătiți, să nu ne panicăm și să facem orice ca să rezolvăm problema. Mulțumesc că ai stat cu mine până la final, îți mulțumesc că ești curios și că vrei să afli despre diabet. Și dacă ai avut și experiențe neplăcute, te rog să le împărtășești aici cu a noastră comunitate dulce, să învățăm unii de la alții. Eu sunt Ines, mă bucur mult că ai stat cu mine până la final și ne vedem data viitoare. Pa, pa!